Salutare tuturor și bine ați revenit la Școala de Cripto. Astăzi revenim cu un update foarte special și foarte important. Ar fi bine să urmăriți acest video până la final pentru că avem noutăți speciale și foarte importante și chiar neașteptate. După cum am spus în videouri de ieri, videouri care s-a numit practic fondatorul Binance dampează FTX token, FTT, războiul exchange-urilor începe, da? Am văzut în acel video faptul că CZ, da? CZ, fondatorul Binance, practic urma să lichideze toți tokenii FTT pe care Binance îi deținea, anume undeva la 23 de milioane de unități de FTT, ceea ce însemna aproximativ 600 de milioane de dolari, iar FTT-ul la momentul acela avea o capitalizare de piață de 3 miliarde de dolari, dacă ne uităm în videoul de ieri. Haideți să vedem, poate găsesc. Aici, da, putem observa market cap 3 miliarde. Între timp, nu cred că a lichidat CZ sau Binance toate acele unități de FTT, dar probabil că au lichidat o parte, pentru că CZ a spus la acel moment că va lichida toate acele unități, dar pe parcursul a câtorva luni, pentru că dat fiind faptul că avem niște condiții de piață destul de nașpa la momentul actual și că nu există cine știe ce lichiditate, da? Acesta va încerca să vândă treptat, da? Să nu vândă totul deodată ca să facă în așa fel încât practic să eșueze, să falimenteze, să distrugă practic proiectul acesta cripto, da? FTX token, FTT. Totuși ce s-a întâmplat, probabil că a vândut o parte din acei tokeni, acum nu știm exact cât a vândut. S-a văzut ieri că s-au transferat dintr-un wallet necunoscut pe Binance 23 de milioane de unități de FTT, da? Iar CZ a confirmat faptul că, hai să vedem aici, a confirmat faptul că acele 23 de milioane de FTT care s-au transferat de pe un wallet necunoscut pe Binance au fost ale lor și aici spune yes, this is part of it, da? Și putem observa aici 22.999.999 de unități de FTT, undeva la 600 de milioane de dolari în acea criptomonedă. Și practic, după ce s-au răspândit foarte multe știri legate de acest posibil război care a început între Binance și FTX, practic, se pare că foarte mulți utilizatori au dorit a-și retrage criptomonedele și monedele fiat de pe FTX. Da? După cum știm, FTX este un exchange mai mic, mult mai mic comparativ cu Binance. Binance este cel mai mare la momentul actual la nivel global. Putem să ne uităm din statistici, dar și putem observa că, dacă ne uităm la Exchange Spot, o să vedem că în ultimele 24 de ore, volum 32 de miliarde de dolari pentru Binance și volum de tranzacționare pentru FTX 3,5 miliarde de dolari. Deci un volum aproape de 10 ori mai mare pentru Binance și au la momentul actual, nu știu exact cât, dar acum câteva luni anunțaseră în mod oficial că au trecut de 120 de milioane de utilizatori la nivel global cei de la Binance. Deci un număr foarte, foarte impresionant. Aceștia au și o grămadă de clienți instituționali, ceea ce rezultă în acest caz și un volum de tranzacționare foarte, foarte mare comparativ cu alte exchange-uri, da? Bun. În plus, la momentul actual, ce s-a întâmplat practic? Acesta, SBF, da? Sam Bankman-Fried, care este CEO-ul de la FTX, cel care deține practic FTX, acel exchange pe care vorbesc, practic a publicat ieri un tweet pe Twitter în care spunea că un competitor, da, adică un alt exchange, practic încearcă să îi ruineze în oarece mod, împrăștiind zvonuri false despre ei, adică despre exchange-ul FTX, da, și FTX.us, pentru că există, ca și pentru Binance, cum avem Binance.com și Binance.us, da, partea pentru Statele Unite ale Americii și partea pentru restul lumii, pentru că legislația în Statele Unite ale Americii este mai diferită și au avut nevoie de platforme diferite pentru Statele Unite ale Americii și pentru restul lumii, cum ar veni, ok?
Aici Sam Bankman-Fried ne anunța faptul că FTX practic are suficiente fonduri, ba chiar are și un exces de peste un miliard de dolari, da? În cash aici putem observa, da? Deci we have GAP audits cu peste un miliard de dolari exces în cash, ok? Ne spune că, ne spunea că nu investește în asset-urile clienților, ok, și că au suficiente fonduri pentru a acoperi toate deținerile clienților. Aici vorbim de criptomonede și monede fiat. Ok, și practic ce s-a întâmplat între timp, vedem aici de curând o știre, da, FTX may have halted withdrawal processing on chain, data reveals. Deci practic blockchain-ul, mă rog, blockchain-ul. Practic, dacă ne uităm un pic aici pe Etherscan, aici putem observa toate, aceasta este adresa celor de la FTX, și aici putem observa toate retragerile, practic, și toate depunerile. Ceea ce este interesant, vom da așa, ok, am dat un refresh la pagină, ceea ce este foarte interesant este faptul că putem observa că în ultimele ore nu avem retrageri. Avem doar depunere, de exemplu, acum o oră și un pic, niște depunere aici pe această adresă, dar nu avem retrageri. Ne ducem și pe celelalte pagini și vedem doar in, nu scrie out. In, când vin de pe diferite adrese pe FTX depuneri, și out când sunt retrase, da, de pe FTX pe alte adrese. Pe alte adrese diferite criptomonede sau monede fiat și așa mai departe. Bine, monede de fiat nu cred, dar mă rog, stablecoin-uri. Așadar putem observa că nu vedem niciun out, vedem doar in de câteva ore, da? De câteva ore, și aici acum 4 ore putem observa același lucru, in, nu vedem nimic. Aici vedem, uitați, out-urile au fost practic acum 6 ore, deci de aproximativ 6 ore nu au mai fost retrageri, s-au oprit retragerile pe FTX, ok? Și cam asta este la momentul actual. Dar atenție, că lucrurile nu se opresc aici. Cam asta este la momentul actual, dar lucrurile nu se opresc aici, pentru că ce se întâmplă la momentul actual, se pare că cei de la FTX, din cauza tuturor acestor retrageri care s-au făcut într-un timp foarte scurt, pe baza faptului că CZ a spus faptul că va lichida toate acele 23 de milioane de unități de FTT, ce s-a întâmplat practic? Foarte mulți utilizatori au vrut să scoată banii toți deodată, da? Toți deodată. Și ce s-a întâmplat, ca și în cazul, de exemplu, oricărei bănci în această lume, cu toate că, să spunem, FTX-ul nu este direct o bancă, da? Este un exchange, dar aceștia se pare că au rămas fără lichiditate. Acest lucru se întâmplă și la bănci, și la exchange-uri și așa mai departe, în momentul în care o parte foarte mare din acei utilizatori acelui exchange sau acelei bănci vin să-și retragă banii. Practic, au rămas fără lichiditate, au rămas, cum ar veni, fără bani disponibili pentru a le da acestor persoane care vor să-și retragă, acestor utilizatori care vor să-și retragă fondurile, cu toate că el, după cum am văzut aici, ne-a anunțat faptul că e totul bine, totul ok, și că au și un exces de un miliard de dolari, da, cash în exces, un miliard de dolari. Acum, la momentul actual, vine cu un alt anunț și ne spune SBF-ul, da, Sam Bankman-Fried, ne spune așa că lucrurile s-au schimbat un pic și că FTX.com practic va avea un nou deținător și că vor avea o tranzacție strategică cu cei de la Binance. Ce înseamnă acest lucru? Practic că cei de la Binance îi vor ajuta, să spunem așa, între ghilimele, după ce au distrus pe cei de la FTX, și clar că cei de la Binance au câștigat acest război în foarte puțin timp, în doar o zi de când s-au răspândit, de când a fost publicat acel tweet al lui CZ și s-a răspândit pe grămadă de site-uri, pe grămadă de publicații și așa mai departe. În doar o zi, cei de la Binance au câștigat acest război împotriva celor de la FTX, din câte putem observa, deoarece FTX.com, platforma principală, va fi achiziționată de către cei de la Binance, da? Pentru că aceștia nu mai au lichiditate, din câte se pare, iar cei de la Binance îi vor ajuta cu lichiditate, dar ei și vor cumpăra platforma în sine. Pentru Sam Bankman-Fried va mai deține
doar FTX.us, da? Deci pentru platforma pentru Statele Unite ale Americii, dar platforma pentru celelalte țări, da? Adică FTX.com, atenție cei care aveți cont aici, mă rog, cu toate că n-ar trebui să fie o problemă, deoarece cei de la Binance îi vor, le vor da lichiditate și FTX-ul va deveni de va intra în proprietatea Binance-ului. Deci nu ar trebui să fie probleme pentru utilizator, dar pentru Sam Bankman-Fried se pare că sunt probleme pentru că rămâne fără această platformă, care practic era platforma principală cu cei mai mulți utilizatori, ok? Pentru că avea FTX și FTX.us. Mai avea, desigur, mai a cumpărat el între timp și niște alte proiecte cripto, dar acelea sunt foarte micuțe comparativ cu aceste exchange-uri, okay, pe care le deține FTX.us și FTX.com. Ok, aici mi se pare că putem observa și exact volumul de pe FTX.us, dacă ne ducem să vedem FTX.us, nu, mi-apare doar FTX-ul și aici, aici. FTX.us, ok? Putem observa volumul de tranzacționare cam și acesta de 8 ori mai mic decât cel al FTX, da? Platforma generală pentru toate țările în afară de Statele Unite ale Americii, ok? Și aici putem observa și un tweet foarte recent al lui CZ de acum o oră, practic, în care ne spune că în această seară cei de la FTX le-au cerut ajutorul și că există o problemă cu lichiditatea pe partea de FTX, iar pentru a proteja utilizatorii, ei practic vor cumpăra FTX-ul și vor furniza ei lichiditatea celor care vor să-și retragă criptomonedele sau monedele fiat de pe FTX. Okay? Și cam asta se întâmplă la momentul actual. Aici ne mai scriu ei câte ceva, stay safe, mă rog. Și da, cam asta este tot ce se întâmplă la momentul actual, deci în doar o zi, în 24 de ore, cei de la Binance s-au câștigat războiul împotriva celor de la FTX, FTX rămânând acum doar cu FTX.us. Okay? Dar, din nou, utilizatorii sunt în regulă, sunt siguri, vor avea lichiditate furnizată de către cei de la Binance, ok? Pentru FTX-ul va fi achiziționat de către cei de la Binance și cam atât la momentul actual. Aici avem și o actualizare de la cei de la FTX, mă rog, contul oficial. Ia să vedem dacă am postat altceva între timp. Nu, nimic aici acum 15 ore. Spuneau că au ceva probleme cu faptul că foarte mulți utilizatori își retrag monedele fiat sau criptomonedele în același timp, da? Dar apoi au spus practic că își revin și că nu se întâmplă nimic, e totul ok. Dar din câte putem observa, câteva ore, vreo 10 ore mai târziu, 15 ore mai târziu în cazul acesta, s-a verificat faptul că nu mai aveau lichiditate disponibilă în acel moment și practic au nevoie de lichiditate de aceea Binance, FTX-ul va face, deci, parte în curând din Binance. Probabil va rămâne tot cu numele acesta FTX, doar că vor intra, vor fi administrați de către cei de la Binance. Aici, FTX.com, ok, mă uitam la ceva. Cam atât. Aici, în legătură cu FTT-ul. Vă vorbeam ieri despre FTT. Ia să vedem. La minutul 2:59, haideți să ascultăm un pic. Aici vă spuneam, cei care aveți expunere foarte mare, să stați atenți, haideți. Pentru că dacă va vinde, da, dacă va vinde, nu cum a spus aici, că va vinde pe durata câteva luni și va vinde deodată, prețul acesta se va duce în cap, da? Acesta practic se va duce, nu știu, la 2, la 3 dolari și așa mai departe, nu doar pentru că ei vor dampa, da, 23 de milioane de unități de FTT, dar avem și ceilalți utilizatori, ceilalți traderi, ceilalți clienți instituționali care practic au order-uri de sell la diferite niveluri de preț pe FTT, iar odată ce aceștia vor dampa, da, toate aceste unități de FTT, se vor declanșa și acele order-uri și va duce prețul FTT și mai jos. Da? Așadar, stați foarte atenți și care dețineți unități din această din acest token pentru perioada următoare, da? Nu vă expuneți foarte mult, în sensul că va fi indicat să nu aveți o mare parte din portofoliul vostru cripto în acest token, pentru că nu se știe ce se va întâmpla, da? Dacă la 5.47 a spus practic că
va încerca să minimizeze, da, impactul pe piață, în sensul că să nu se ducă la zero această criptomonedă și așa mai departe, iar apoi după câteva ore s-a văzut că a făcut această tranzacție, da, s-a făcut această tranzacție de 23 de milioane de unități de FTT de pe un dintr-un wallet necunoscut pe Binance. Nu știu acum ce să cred, nu știu dacă va face exact acest lucru sau dacă va dampa deodată pentru a duce la prăbușirea acestui proiect, da? Acestui proiect. Ok, se pare că nu a dus neapărat la prăbușirea acelui proiect, da, dar se pare că i-au lăsat fără lichiditate pe cei de la FTX și i-au pus în imposibilitatea de a mai permite retragerile făcute de către utilizatorii lor, ceea ce a dus practic la achiziționarea FTX de către cei de la Binance, acest token, pentru cei care ați luat short, ați făcut foarte bine ieri. Și cam atât, putem observa aici un low la 14,54 în ultimele 24 de ore, da? Aici putem observa de când, mă rog, nu era de aici, era cam de la 20 și ia să vedem, cam de la 6, 22, cam de la 22 se pare că s-a dus până pe la 14 și un pic, deci o scădere drastică, aș spune. Okay? Cam atât se întâmplă în momentul actual. Sper că această noutate, această știre a fost de folos. Sper că a fost utilă. La revedere!